The Day After, incepe fase 2, Napoli agglomerazie per strada, denuncia pentru ca un tren era o sută de uomini uno sub altul și asta chiar nu este protocolo bun pentru fase 2. Incepe și trasporto între regiuni. Ha plecato ieri il primo treno della Napoli spre, della Milano spre Napoli con polizia che sopravvegliava ce se intemplasci e tot in regola. Prima data la Roma incepe con turismo. Fontana de Trevi con distanza da rispettare da forte molti uomini e raccolo se face pose. Osuta 95 de morti ieri, Bornavi sub osuta de mi. Dar Italia e divisa in due, pentru ca Bergamo este oraș cu cel mai mare numero di casi di COVID-19, in Sardinia zero caso și prima data ca se întâmplă asta, de când a început tragedie cu COVID-19, cu virus asta, corona. Și Reza, responsabile Italia Dipartimento Malattie Infettive, a spus că nu e scris la niciunde ca in iunie va mori virus asta și atunci se prevede oricum mare grijă și atenție, a spus primul ministru Conte că italianii sunt foarte interesati să se departe de problema asta, dar asta e făcut doar dacă se respectă care sunt limite, care sunt regulile.